Intrăm într-un parc pe malul Rubion, așa-i? Aici spanourile, zice câinile trebuie să-l ții la în lesă, la pas, nu să-i dai drumul. E mică apa, acum. Wow, ce tei mare. Da. Și e foarte mic Rubion acum. Dar este când e apa până sus, până așa, unde e pe acolo iarbă, îi este apă. Dar acum e destul de micuță. Mă mir după ploi, atâtea ploi, dar e dată pe în altă parte, cred că au lăsat apa să curgă. Este ambrozie, deci nu știu, eu numai când mi-am zis aminte, ambrozie, deci e o plantă periculoasă pentru sănătate, vezi? Păi zice așa, că paralașeile, preferanțe, floresanțe, la antinele, așa? Dacă se face un fușaj, fușaj înseamnă că când curăță, când taie, e bine să ai un echipament tehnic în care să, deci când, din cauza ce are polen și ăsta, știi, să e toxică planta. Mm-hmm. Când eram noi mici, parcă eu nu știu de atâtea... Asta mi-au zis, că și la albine nu... Nu le place? Dar Pascal avea o grămadă de ambrozie în curte. Era, da, riscute. Poți să le confunzi cu... A, le poți confunda și cu alte plante. Da. Uh-huh. Ce bănci interesante făcute aici la... E foarte tare. Da, toate, e foarte neglijat acum orașul. Surprinzător pentru noi, pentru că de atâta timp suntem aici. S-a întâmplat, habar n-am. E în concediu și primarul, poate că. Nu, fiindcă cum alegerile, deci tipul ăla dintre alegeri, nu fac nimica. Aici deja se stă la plajă. Da. Foarte frumos e aici să te plimbi. Am fost ceva ani cu Dani și cu copiii. Da, dar am fost aici ne-am, de făcut... Ne-am făcut baie. Da. Adică mai mult cu piciorurile, că da, nu... Da, ne-am... Da, copiii le-au plăcut. Le-au ciorit în altă. Da. Ce le-a plăcut la copii aici? Da. Da, aici nu era Ana. Nu era Ana. Ana nu era născută, numai băieței. Da, Eliazar și Elisei. Da. Dar cum ai și Ana și Iosua. Da. Deci s-a mărit familia de atunci. S-a mărit echipa. S-a mărit echipa. Da. Nu, iau foarte multe parcuri, dar nu mai... Nu mai e asta de să zic, parcuri sunt foarte multe. Și aici în Muntele Noastre, în parcuri. Dar nu, acum depinde de administrație. Asta e o alee de promenadă. Da, da, de promenadă. De plimbare, nu? Da, da, cam asta e. Da, pe malul Rubionului. Da, m-am uitat pe Dex și promenadă e, deci, e plimbare, deci de divertisment. Da, până la urmă, ca să-ți placă, să fie bine. Știi? Da, da, da. Atunci ai, e ceva de bine. Da, exact. Asta care vreau să spun. Stare de bine. Da, e și ceva care îți dă o stare de bine. De la urmă, că faci o plimbare, nu e o stare de bine, pentru că ce ești la plimbare aici. Deci, da. Deci ca să vedeți, acolo, dincolo de pomia, îi Rubionul. Da, e apă. Și aici îs... Digul. Digul și îs apartamente de locuit, nu? Da. Da. Și ăsta e tei, uite-te ce fain se vede. Și toți sunt tei. Da, da, toți sunt tei. Parte, hai ca ce am flori aproape. Dicu, aia din spate. Wow, ce frumos, ce bine miroase. Da. Că deja dat flori de grai, că deja au. Dar tot miroase încă. Da, miroase. Ce mare e. Ce bănci de piatră. Deci foarte vechi, cred că, băncile astea. Da, astea nu le fură nimeni. Nu le fură nimeni. Și ne-a pus cuier aici, să avem să ne pune haina. Nu știu ce îi. Nu știu. Și Rubionul, stai să mă duc până la Rubion. Da, se vede. Are ieșire. Da, mai încolo găsim ieșire, dar acum am vrut să văd de aici. Da, aici.
Îmi place să stau să ascult cum curge apa. E un șenzlong, aici este dor. Dacă aș fi așa de mare, la noi în spate, la Mesal, era așa mare, așa. Dar chiar așa mare era și riscul mare la ploi abundente. Acum când ne gândim la râu, da. Păi acum trebuie să ne gândim la toate. Dacă ai un râu în spate, înseamnă că tot timpul va ieși afară. Absolut. Bine, sigur că... Nu știu, dar la noi dacă ieșe nu e, nu ajunge până în casă, că casa e înaltă. Nu, casa e înaltă. Vreme mare la râu. Deci vine până în curte și după scher pe scher. Da, de pe scări, de pe geamul, de la dormitor. Da. Nu? Păi, stai. Vreau ce cutii cu bicicleta aici. Păi, nu știu. Păi, nu știu. Păi, nu știu. Da. Foarte frumos aici. E ciudată banca asta așa de adâncă. Nu cred că s-a băgat atâta umplutură. Nu, nu, a venit aluvion, a venit pământ de sus. Sau s-a scufundat, a fost terenul mai moale acolo și s-a lăsat banca jos fiind greu, grea. Pe aia mi-a zis că a venit pământ. Pământ de sus? Da. Nu știu, dar e ciudat așa de josă banca. Da, e ciudată. În orice caz de mult îți puse băncile astea. De ceva vreme. Da. Nu-i întreținut, nu-i grijit, deloc, deloc. Deloc, deloc. Nu. Dacă vrea să iese un pic de curs de gunoi. Da, iese curs de gunoi, deci aia este. Da, deci mai este. Bonjour. Este un lucru frumos. Oamenii se salută. Da, se salută și... Da. Să plimb pe aici. Generațiile mai vechi. Da, ăștia mai vechi. Generațiile mai vechi, da. Da. Bună domnul, vechi doamnă. Da, ne-a salutat frumos și ne-a salutat. Generațiile mai vechi se salută, deci indiferent că... Deci treci pe lângă om... Da, deci de obicei toți în vârstă ne salută. Da, 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 deci ăsta e strălit. Deci așa era pe vreme. Și asta e calea ferată, așa-i? Da, da. Și banca asta. Asta e pământ de tot, banca asta. Da, ori e foarte mult, dar nu cred că s-a băgat tata umplutură, deci nu cred. Da, da, asta e o dâmbă, dincolo e tot jos strada. Și deasupra trece linia ferată. Da, să ieșim pe dincolo. Ce frumoasă e banca aia. Aici e mai mare deja apa. Wow. Ne vedem peștișori. Eu una când am apucat să mă rup, mi-a venit să mă arunc. Nu te arunca, dragul meu, că n-ai costumul. Nu ești lipit de baie. Da, nu mă să mă ține cu costumul. Până aici au venit cu întreținut, acolo încă nu au apucat să intre, vezi că ce-i cosit frumos pe partea asta, dar acolo nu. Da, avem trestici că suntem în delta. Delta Montelimarului. Da, și aici vezi că aici au cosit pe partea cu râul, dar pe partea altă încă nu intra la defrișări. Poate urmează, na. O aștepta să treacă alegerile, ce o să stă, mă, nu fac, că dacă nu mă aleg pe mine, am făcut dejaba. Cred că aici funcționează invers. Aici merge totul după alegeri. Ăla nu a făcut cu că, mă, dacă nu mă mai aleg pe mine, am lucrat dejaba, am lucrat. Bine, nu știu.
E liniște. Ne cântă și broștele. Unde? Da. Dacă în caz de se ridică, îi acolo e nivelul apei. Da, este un dig ăsta. S-am zis că e fur un dig. Da. De ce zic că nu putea să fie pământ de acolo? Că acolo e de stradă. Poate că s-a construit. Nu, dacă plouă pe el. Uh-huh. E murdări de la lanț. Aici cred că, uite, te vezi, e mai jos și de acolo e 3 metri. Deci dacă e până acolo apa, e 3 metri acolo. Da. Bun, ieșim. Ieșim. Am urcat sus. Pe acolo am venit. Bine, am putea să mai mergem mult, mult. Dar trebuie să ne țină și picioarele. Da, e foarte frumos, foarte frumos aici. Bun, încheiem aici plimbarea noastră. Și binecuvântările noastre să vă însoțească azi și în fiecare zi. La revedere! Să treacă mașina, așa. Mămicuța mea dragă, închei filmulețul acesta cu dedicație, uite, un buchet de flori, de hortensii. Îți doresc la mulți ani, Dumnezeu să te țină ani încă ani buni, multă sănătate, te iubesc, te pup, la revedere pentru toată lumea și te iubesc.